Salut! Bine ați venit la runda cu numărul 42 din Wordzone. Sunt The Wordlord și, ca de obicei, l-am alături de mine pe Redbeard. Bună seara, bună ziua sau, mă rog, ce perioada zilei vă aflați voi în momentul ăsta? Suntem în dimineața de luni, 6 iunie, e trecut de 12, deci e... Da, e clar, dimineața. E dimineață. Începe E3-ul, de fapt, majoritatea conferințelor vor avea loc chiar luni, adică azi. Da, adică începând din seara asta, după amiaza asta. Probabil când voi veți auzi acest podcast, o bună parte din E3 a fost deja consumat, să zic așa. Și probabil ați văzut coverage-ul pe care l-am făcut de la E3. Asta în cazul în care ne calcă mașina între timp. Și vom avea o ediție în care vom discuta despre subiectele de săptămâna precedentă. Fără Hot Stuff vom avea... Ne păstrăm pentru săptămâna viitoare. Exact, exact. Păstrăm o ediție mai concentrată pe subiecte concrete și nu obligatoriu pe chestii elaborate, cum vor fi discuțiile despre cele trei conferințe. Da, acum pur și simplu va fi un pre-E3. Exact. Vom începe și vom și termina cu retrospectiva. Iar primul subiect foarte interesant a fost Call of Duty Elite, care... despre care am auzit lucruri imediat după ce am postat ultimul podcast și nu am avut timp să discutăm pe îndelete despre el. Ce înseamnă Call of Duty Elite? Da, e un concept, se pare destul de, să zicem, străin față de restul, mă rog, nu restul, în totalitate al membrilor presei românești, dar unii dintre ei nu prea au înțeles despre ce e vorba. Da, am observat faptul că l-au comparat cu Xbox Live, cu World of Warcraft, cu servicii de genul ăsta, care, cel puțin în cazul ăsta, Activision au făcut o treabă destul de ok din punctul meu de vedere și au spus că majoritatea serviciilor Elite vor fi gratuit. Și oricum, Elite nu este o chestie mandatorie. Da, pentru a juca Call of Duty Online. N-are, adică tot ce a însemnat până în momentul de față Call of Duty Online va fi free în continuare. Exact. Uite, hai să explicăm puțin ce înseamnă Call of Duty Elite. Va fi un serviciu online, evident, care va înregistra toate acțiunile pe care le fac jucătorii în multiplayer și care poate oferi și diferite opțiuni de socializare online, gen Facebook, să zic. Da. Adică poți să găsești diverse grupuri. Da, se pot organiza clanuri, se vor face concursuri. Chiar concursuri cu premii am auzit ceva de genul, nu știu exact. Cred că scrieam comunicatul de presă ceva despre asta. Pe lângă, mă rog, asta e oarecum o latură un pic mai depărtată de jocul efectiv. Legat de jocul efectiv, după cum ai spus tu, o să înregistreze... statistici. Ba, va fi practic un log foarte avansat, pe baza căruia îți vor fi furnizate indicii și informații despre cum să devii mai bun, cum să-ți îmbunătățești jocul. Da, și nu știu cât ai jucat tu din multiplayer de la Black Ops, dar Black Ops oferea deja un fel de hotspots pe hărțile pe care ai jucat și ți arăta unde ai fost omorât și unde ai omorât cei mai mulți jucători și de acolo puteai să extragi niște informații despre care sunt punctele strategice pe care trebuie să le capturezi. Da, probabil că ceva în genul ăsta, mă rog, mai extins și mai detaliat va fi inclus. Deja am văzut imaginile în care ți se arată cum ar fi secționarea hărții și, mă rog, exact cum ai spus tu, cu puncte, cu... Am văzut că suportă ceva în genul replay-uri, care vor fi... Era deja și în Black Ops Theater modul acela. Da, centralizate și așa mai departe. Și ce mi s-a părut mie, da, într-adevăr, după cum ai spus tu, majoritatea opțiunilor, cel puțin din ce au zis Activision, vor fi oferte gratuit, însă... Ce va fi pe bani este accesul la DLC pe care nu va trebui să-l cumperi separat de abonamentul Elite. Acum depinde foarte mult și cât va costa un abonament Elite, pentru că dacă să zicem că am auzit vehiculat prețul de $8 pe lună. La $7.99. Bine, a fost comparat cu prețul Netflix din America, da. Și ăla e $7.99. Da, ca să spun așa, pentru $8 pe lună nu mi se pare un deal chiar așa de bun, adică... Depinde de ce alte funcții pe care nu le cunoaștem. Da, să zicem. Le include, da. Și cât de mult contează acele funcții pentru userul de rând și cât de mult contează pentru userul hardcore de Call of Duty care își cumpără, să zicem, Xbox și subscripția la Xbox Live doar ca să joace Call of Duty, știi? Da, un an întreg. Asta trebuie menționat, cum am spus și la început, că
acest, mă rog, abonamentul la acest serviciu, abonamentul plătit la acest serviciu nu este niciun caz obligatoriu pentru a juca Call of Duty. Și nu limitează jucătorii în niciun fel, în sensul în care cei care au subscripție Elite vor putea juca alături de cei cu Elite, iar cei care nu plătesc nu se vor putea. Nu, toți vor juca pe aceleași servere, cei care au map pack-urile vor juca la fel pe aceleași da, servere. Da, iar map pack-urile cei care nu au Elite pot să le cumpere în continuare da, în mod normal. Dolari da, și aia e. Din câte am înțeles, serviciile care costă includ și un fel de customer support, ceva la care ai acces, să zicem, asemănător cu cel din World of Warcraft. Adică ai un om care îți va răspunde la orice întrebare ai despre serviciu și care poate să-ți ofere informații despre absolut tot ce ai avea de întrebat, să zic. Hello, I'm Rajesh, how can I help you? Exact. În India și în România sunt cele mai ieftine call center-e. Să sperăm că v-ați făcut o idee ceva mai clară despre acest Call of Duty Elite și să nu plecați după ce ascultați acest podcast cu impresia greșită că cineva vă bagă pe gât un serviciu sau că veți avea o experiență mai slabă de Call of Duty Modern Warfare 3. Da, în momentul în care altfel, serviciul nu se va lansa odată cu Call of Duty Modern Warfare 3, ci va fi accesibil și în Black Ops da, în beta. Și, da, exact. Și chiar din această vară, mi se pare. Da. Cine s-a înscris, da, probabil va primi deci, și acces. Da, și va fi de acum, pe lângă Black Ops și Modern Warfare 3, pentru toate titlurile Call of Duty de acum încolo. Mhm. Un alt subiect extraordinar de interesant a fost PlayStation Store, care it's finally back, by the way. Da, deci a trecut cam mai bine de o lună și în sfârșit da, avem totul înapoi. Nu știu, 42-43 de zile, ceva de genul ăsta era contorul oficial. Da, mă rog, până la urmă, începând de când a fost? Miercuri și-a revenit. Da, deci începând de miercuri de săptămâna trecută, cum ascultați voi, PlayStation 3 are din nou da, toate serviciile online funcționale. Ce înseamnă acest lucru? Acces la demo-uri, acces la DLC, acces la redeem codes, da, ceea ce a fost foarte important, mai ales pentru Infamous 2 pe care l-am primit sub formă de redeem și avea 15 giga și dacă nu avem PlayStation Store, oricum nu puteam să avem orice fel de acces la el, însă așa nu a trebuit decât să ștergem tot ce avem pe consolă ca să îl putem downloada și instala. Da, asta e complet altă poveste. Important este că serviciul Welcome Back este activ începând de vineri și toți cei care au conturi create realizate înainte de căderea PlayStation Network, adică înainte de 21 aprilie, au acces la câte două jocuri, fie de PS3, fie de PSP. Și cei care au fost inspirați să-și facă conturi înainte și pe alte regiuni au acces și la ofertele din acelea. Pe fiecare regiune care are store ai acces la două jocuri. Exact. Noi am avut acces la Europa și America. Eu mi-am luat 4 jocuri, toate în afară de Infamous, să zic așa, pentru că Infamous l-aveam deja pe disc. Însă restul s-au adăugat colecție, exact. Da, eu stăteam și mă uitam că în afară de parcă am mai discutat chestia asta, dar în afară de Dead Nation, nu, se iau pentru că le-am pus. Jocurile de PSP ar fi a nice deal, să zic așa. Da, să spunem, da, și acolo unele le-am. Ai Killzone Liberation? Nu, n-am Killzone, am Mod Nation Racer, da. Killzone Liberation, frate, avem toată seria. Sigur. I should be looking around. Killzone HD Collection, cam. Da. On your PlayStation 4. Exact. Important este că acum că PlayStation Store a revenit, vom avea update-uri de doar pe săptămână. Deci au următoarele fost, săptămâna trecută au fost două update. Exact, pentru următoarele 2-3 săptămâni vom avea update-uri de doar mai des, pentru că trebuie să apară tot conținutul care nu a fost lansat în perioada de downtime. Și spre sfârșitul lunii vom avea un beta pentru Uncharted 3, la care practic toată lumea va avea acces pentru că avem pe o lună gratuită de PlayStation Welcome Plus. Back, poți să-ți, cum e cu gratuitatea asta? Poți să-ți activezi tu când vrei respectiva în lună? În limita... Da, am înțeles, dar de exemplu dacă eu sunt să zic că... Eu aș vrea să-mi activez la sfârșitul da, perioadei. În a doua, să zic, sunt în a doua săptămână de când a revenit PlayStation Store, pot atunci să-mi activez cele 60 de zile și să înceapă în momentul ăla? 60 dacă ai deja o... A, nu cele 60, luna de zile. De da, care, da. Poți oricând în limita datei X. Da, exact. Am înțeles.
Da, interesant, pentru că, mă rog, pentru, cel puțin pentru cine are cont pe US, pe lângă reducerile de prețuri, jocuri gratuite pe care le oferă Plusul, dar care dispar odată ce ai renunțat la Plus, este oferit și Core, revista digitală. Da. Care de obicei vine și cu un DLC, un avatar, un wallpaper, acces la nu știu ce, beta sau... Ca să, cum se cheamă, să încheiem o discuție, ideea că de acum PlayStation Network și toate serviciile sale funcționează. E adevărat, au fost probleme la început, adică la fel ca atunci când au dat drumul la online play, toată lumea a năvălit pe store. Da, au fost probleme. În primele zile era aproape imposibil să iei ceva, deși dacă insistai ca mine, reușeai să iei cam tot ce vrei. Doar că trebuia să ai răbdare, adică pentru un click pe download trebuia să dai vreo 20 de XXXXXX până odată ce începea un download nu era o problemă, se downloada rapid ca de obicei, dar ca să ajungi în momentul ăla era mai complicat. Strict interfața web, practic, era hammered. Cert este că asta s-a întâmplat și miercuri și după aia am mai avut o sesiune. Vineri, evident. Da, e curios este că n-a fost atât de grav, adică puteai să umbli, dar când încercai să te duci pe welcome back section, aia acolo murea, pentru că toată lumea era jocuri moca. Da. Următorul subiect foarte interesant de altfel este conferința CD Projekt Red, pe care, cum ar fi, am deschis tăvălugul E3 cu ea, a fost transmis în direct și la noi pe site. Exact, unul din primele evenimente pre-E3, să zic așa, care a venit cu niște dezvăluiri destul de interesante. În primul rând a fost patch-ul 1.2 pentru The Witcher, care s-a lansat exact a doua zi după conferință și care, pe lângă clasicele fixuri, îmbunătățiri, exploit fix și așa, a inclus tot DLC-ul, absolut, inclusiv tot DLC-ul. De pre-order și așa, pentru toată lumea. Asta mi-a plăcut foarte mult, la el ceva de genul, bă băieți, nu contează de unde l-ați luat, până la urmă, you get everything. Și asta au făcut și Rockstar cu Rockstar Pass-ul pentru LA Noir, dacă, doar că ăla e pe bani. Însă e interesant, Call of Duty Elite. E interesant că chestia asta se duce într-o direcție în care nu mai contează atât de mult de unde îți cumperi jocul. Poți după ceva timp și în schimbul la unei sume de bani să intri în posesia tuturor DLC-urilor care sunt de obicei exclusive. De fapt, chestia asta văd că se întâmplă detailer. Și la Mortal Kombat și la mai multe. Yeah, that, it's nice. Da, cei de la CD Projekt au făcut-o și mai nice pentru că au oferit totul pe gratis. Și au anunțat un nou DLC care oferă opțiuni de customizare pentru personaj, pentru pentru Geralt, pentru se cheamă Bad Bells and Confuses. Da. Ai 5 hairstyle-uri dintre care poți schimba în anumite locații din joc, poți schimba între ele, pentru că din ce am înțeles mulți n-au fost mulțumiți că Geralt a primit ponytail, mă rog, mi se pare niște chestii foarte absurde. Însă, dar și mai interesant a fost anunțul care spune că The Witcher 2 se lansează pe Xbox 360 this autumn. Da, în această this fall. Da, sezonul this holiday season. Da, exact, deci e clar, era clar din momentul în care s-a lansat jocul și din momentul în care erau butoanele de console acolo în meniul de configurare. Da, Witcher 2 vine pe Xbox 360, va fi același joc fără niciun fel de dumbing down. Adică probabil, dacă e vorba de un dumbing down, probabil versiunea de PC este deja dumbed down, pentru că va fi absolut identică. Probabil că vor exista diferențe chiar sesizabile pe partea grafică. Da.